de 16 de ani, n-a lipsit o singură zi de acasă. Sunt nemulțumit de faptul că a fost îngropat fără să fie identificat. Rudelor bărbatului le-a stat inima când au aflat că e și mort și îngropat la Pojorâta, în Suceava, adică la peste 200 de kilometri depărtare de casă. Oamenii nu au înțeles cum de s-a putut întâmpla una ca asta. Aș dori să văd dosarul și să văd expertiza medico-legală, să văd cum s-au petrecut faptele. Bărbatul de 63 de ani a dispărut în data de 9 decembrie 2008 din Gherla. După 4 zile în care soția și fiii lui l-au căutat fără pauză, au anunțat și poliția. Măcar dacă îmi spunea, uite, eu plec, dar nu mai vin. Sau ceva. Dar absolut nimic. Familia reclamă faptul că polițiștii n-au luat în serios sesizarea făcută. Apropiaților li se pare cumplit că în vreme ce ei nu mai știau pe unde să-l caute, omul era înmormântat de alții. Cei care l-au dus la groapă cred că au procedat corect. S-au întreprins toate activitățile și verificările prevăzute de metodologiile în vigoare și de procedurile de lucru pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută. Colegilor din județul Cluj au dubii că lucrurile au fost făcute ca la carte. Există o bază a persoanelor dispărute la nivelul fiecărui județ. Acesta este introdus în baza respectivă, astfel încât atunci când sunt semnalate că au găsit o anumită persoană care nu are o identitate cunoscută, să poată să fie comparat în baza respectivă. Pentru chinul de a-și dezgropa acum tatăl și a-l îngropa, cei doi băieți se gândesc să dea poliția în judecată.